dragilor, păstrând în continuare atmosfera de sărbătoare, pentru astăzi m-am gândit să vă propun pentru a pregăti împreună un tort. Și nu un tort oarecare, ci un tort festiv, foarte răcoritor și în același timp foarte, foarte gustos, care va fi un lucru inedit pe masa de sărbătoare și nu numai. Ingredientele sunt simple, le găsiți în descriere, deci să ne apucăm de treabă. Pentru baza tortului nostru vom folosi biscuiți. Eu am aici biscuiți integrali, puteți folosi orice fel de biscuiți preferați, pe care îi vom rupe în bucăți și îi vom mixa. Vom mărunți biscuiții, după care urmează să adăugăm untul pe care l-am topit deja. Adăugăm untul topit. Și vom mai amesteca pentru câteva secunde pentru omogenizare. Am transferat compoziția de biscuiți într-o formă cu pereți detașabil. Și o vom presa cât să obținem baza tortului nostru. Vom da forma la frigider pentru aproximativ o oră, timp în care ne vom ocupa de crema de ciocolată. Pentru musul de ciocolată albă vom adăuga într-o cratiță ciocolata pe care am tăiat-o în bucăți mai mici, împreună cu niște frișcă lichidă. Și vom amesteca în mod continuu, având grijă să nu se ardă, până se topește bine ciocolata, după care vom adăuga gelatina pe care am hidratat-o în apă rece. Peste ciocolată vom adăuga gelatina pe care am hidratat-o. Urmând a amesteca bine până la dizolvarea ei completă. Lăsăm ciocolata să se răcorească și vom mixa restul de frișcă. Am mixat frișca. Acum peste ea vom adăuga ciocolata care s-a răcorit și incorporăm bine. Ciocolata trebuie să fie la 30-38 de grade pentru a nu tăia frișca în momentul în care o incorporăm. Adăugăm tot din cratiță pentru a nu se risipi niciun pic de ciocolată. Amestecăm bine. Și turnăm compoziția peste crusta de biscuite. Scuturăm puțin pentru a se așeza. Eventual mai amestecăm puțin pentru a sparge bulele care s-au format. Și dăm la rece aproximativ câteva ore. Pentru jeleu vom folosi suc de mandarine sau portocale. Eu am suc de mandarine. Este natural. O să-l lăsăm să se încălzească un pic, după care adăugăm gelatina pe care am hidratat. Peste sucul de mandarine vom adăuga gelatina. Și amestecăm
până la dizolvarea ei. Vom turna sucul de mandarine peste compoziția noastră de ciocolată albă. Și vom da înapoi la frigider câteva ore sau peste noapte. Pentru stratul de ciocolată neagră sau cu lapte, vom adăuga ciocolata pe care am mărunțit-o. Eu am folosit aici ciocolată extra cacao. Am adăugat și frișca. Și vom amesteca până se topește. Între timp vom mixa cealaltă cantitate de frișcă peste ciocolata topită. Vom adăuga gelatina care am hidratat-o. Amestecăm bine până se dizolvă, după care vom lăsa puțin la răcit. Ciocolata temperată o vom incorpora în frișca bătută și vom amesteca foarte bine. Acum musul de ciocolată îl vom turna peste geleul nostru de mandarine. Vom nivela și vom da forma înapoi la frigider până este suficient de întărit și acest mus. Pentru a glazura tortul vom folosi cam 150 de grame ciocolată cu lapte pe care am mărunțit-o deja și am pus-o în cratiță, 50 de grame de unt și 50-70 ml de frișcă lichidă. Și le topim împreună la foc mic. În timp ce se topește ciocolata, vom scoate tortul din formă. Avem grijă să se desprindă frumos. Ne portăm inelul. Și vom transfera tortul pe un platou. Avem grijă să tamponăm ușor cu hârtie marginile pentru a ne asigura că nu sunt umede. Iar tortul nostru urmează a fi glazurat. Acum vom glazura tortul. Vom turna ciocolata în centrul. Și vom repartiza uniform. Sunt ușor să se prelingă. După cum preferați, mai mult sau mai puțin. Am ales să decorez totul tot în ton de sărbătoare, că așa este frumos. Am folosit aici o mandarină pe care am decojit-o parțial.
și am desfăcut-o asemenea unei flori, după cum vedeți. Iar acum voi continua să decorez folosind niște crenguțe de brad, ca să fie totul ca la carte, niște nuci, o steluță din turtă dulce pe care am făcut-o mai înainte și niște cumquat și câteva accesorii strălucitoare și desigur niște steluțe de anason pe care le voi așeza după preferință. Deci eu voi decora tortul acum. Dragii mei, tortul nostru este gata. Am adăugat și ultimele accesorii. Sper să vă placă, vă propun să-l încercați de sărbători, este foarte delicios și răcoritor în același timp. Un tort destul de elegant și foarte gustos. Vă invit să vă abonați canalul meu de YouTube Floritician. Până data viitoare vă doresc poftă bună, sărbători fericite și ne revedem cu drag data viitoare!